Sunt în legătură directă cu tatăl lui Eduard. Stimată doamnă, imaginile sunt dure, mărturiile sunt dure. Care este reacția dumneavoastră? Mă auziți? Da, vă aud. Da, domnul Josu, vă ascultăm. Care este reacția dumneavoastră la aceste imagini? Am spus un din nou. Nu vreau decât să-i văd pe aceeași masă de la INML, unde a fost fiul meu. Atâta tot. Din păcate, nu pot să fiu de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Vă înțeleg durerea ca tată, însă în acest moment, sigur că există niște semne mari de întrebare, dar există, pe de altă parte, pedepsele sunt altele decât acelea cu moartea, așa cum sugerați dumneavoastră, motiv pentru care aș vrea să reiterez... Nu e vorba de pedepsă cu moartea. Atenție! Atenție! Știu că în România... Asta am înțeles din ce a spus. Nu. Se poate întâmpla oricui. Lovește mașina, e ca de cărămida. Ferească Dumnezeu, dar nu putem să insuniăm un astfel de lucru. Viața este sfântă și dacă au făcut ceea ce exact dumneavoastră spuneți... Exact ca viața fiului meu pe care au curmat-o ei. Așa este, stimate domn, însă în România sper că există domnia legii și vor răspunde conform legii. Legea nu prevede pedeapsa cu moartea. Sperăm, dar după cum merge ancheta și după cum sunt cenzurate informațiile și imaginile, cred că o să scape bieții de ei cu chestia acolo. Nu o să scape. Cu suspendare, în cel mai rău caz. Asta, către acolo se îndreaptă ancheta. Către acolo se îndreaptă ancheta. Imagini trunchiate, imagini incomplete, pur și simplu incomplete. Sunt doar frânturi. Noi doar putem intui anumite. Sunt anumite scăpări de imagini care ne arată cât de cruzi au fost. Vă rog, domnule Mirăcurea. Dar în rest... Nu, n-au cum să scape. Este, să sperăm că n-au cum este să scape. Clar să sperăm, că sunt dar... și foarte proști. Mai ales această polițistă care a dat drumul la cameră și povestea ea ce a fost până atunci. Bă, te-a lovit, bă, te-a crea o cu totul și cu totul altă aparență. Ăștia anchetați cum trebuie, dacă nu cumva până la ora asta s-or fi turnat deja între ei bine de tot. Am reținut din mărturia foarte precisă mărturia celui vecin, un băiat deștept și cu spirit de observație. A venit unul care părea șef, a stat un pic și a plecat. L-a înțeles imediat despre ce este vorba acolo și a dispărut de la fața locului, a lăsat pe ăștia să-și frângă gâtul. Domnul Curean, după toate, toate aparențele... Nu fiți atât de sigur, pentru că o să vă spun o informație pe care cred că nu aveți. Acum o zi sau două s-a făcut... Asta medicul, autopsia. Și concluzia autopsiei este că s-a lovit el de un plan dur. Asta e concluzia autopsiei. Și că e cauza sigur, directă. Și că asta e cauza morții. Puteți să-mi permiteți o corectură? Dumneavoastră ați avut un reprezentant acolo, știu asta foarte bine, care a spus că nu e așa, că a fost lovit cu un obiect dur. Dar medicul legist a zis că s-a lovit, că sunt lovituri pe un plan dur. Așa că nu fiți așa convins că lucrurile... Eu am subliniat, după toate aparențele. Nu știu cum s-a întâmplat, dar cursul anchetei până acum merge în ideea în care copilul, tânărul s-a lovit singur. Bogdan Chiriac, doar o secundă, domnul Josu. Îmi spune colega noastră, o colegă de-a noastră, că expertul parte deja a contestat. Expertul parte, așa da. Este. Domnul Bogdan Chiriac. Oficial, expertul cum parte, să spun, expertul cred parte, că, în orice caz, polițiștii care au intervenit în acest caz nu erau bine pregătiți. Nu erau pregătiți pentru astfel de cazuri, care presupun că vor fi tot mai dese în România de astăzi. Da. Nu pot contesta ceea ce a spus medicul legist.
Adică domnul Ciubică... Se poate contesta, eu spun că asta a spus, în mod normal, domnul Ciubică greșește în toate analizele, nu asta e problema. Adică cum a dar să acolo, citești o știre acum, dintr-un ziar nu e complicat acum, nici pentru dumneavoastră. Asta spun, Acum, dacă medicul legist a spus planul dur și nu obiectul dur, cred că pe această direcție va merge ancheta, dar lucrul ăsta nu trebuie să ne bucure, să ne încânte, să închidem ochii și așa mai departe. Iar toate datele, că asta comenta Mirel când era filmul, îmi dau și mie senzația că polițista respectivă încerca să acopere lucruri mai grave care s-au petrecut atunci când body cam-ul era închis. Dacă nu făcea asta, trebuie să vă explic ce emisiunile la care participați. Tatăl la telefon și-a exprimat îndoiala că ancheta va curge în mod normal. Așa ne domnul Mirel Curea a spus că nu, că nu se poate să nu meargă, că sunt lucrurile evidente. Pentru că pute și din capul lucrurilor, până acum, filmări nu sunt într-adevăr că au avut alea închise, legistul vine cumva și confirmă versiunea poliției, deci nu fiți așa de sigur că... Legistul confirmă versiunea poliției și mai e ceva, domnul Curea. Domnul Ciubic a căzut pe subiect complet întâmplător, nu vă dați seama. Ideea este în felul următor. Ancheta e făcută tot de poliție. Dar nu este făcută în Sicilia. Este făcută în România. Domnul Josu, vă rog. Asta ne îngrijorează cel mai tare. Vă rog. Așa, mai vreau să adăugați ceva. Comunicatul parchetului spune moarte survenită în urma loviturilor de un corp dur / suprafață plană. Așa scrie. De un corp dur suprafață / suprafață plană. Nu confundați. Într-adevăr, părerea mea, eroarea acestui raport, acestui comunicat este cu un corp dur. Dar în sfârșit, asta rămâne de văzut. Raportul final va arăta într-adevăr ce s-a întâmplat. Cât despre... Sau nu. Nu vreau să vă dezamăgesc, raportul final s-ar putea să nu arate ce s-a întâmplat cu adevărat. Da, e vorba de interpretare. Domnul Josu, avem aici o mărturie în fața anchetatorului. Sunt două polițiste acolo. Este doamna Țuică, pe care o vedem în imagini, cea despre care se spune că l-a lovit pe Eduard. Și mai este o altă polițistă, cea care a venit cu echipajul al doilea. Ce spune cea de-a doua polițistă? Doar eu și colega mea am folosit bastonul, alți colegi nu. Marius m-a ajutat să-l încătușez, comportamentul era agitat, haotic și se manifesta ca un animal, spune. N-am auzit că ar fi spus vreun cuvânt. Avea niște leziuni pe spate, cred că din căzătură, erau multe zgârieturi pe spate și în cap, nu am mai văzut alte zgârieturi. Cred că și la coate avea zgârieturi. Deci l-au bătut. Ea a declarat deja. Deci, Mihai, nu, zgârieturile nu justifică sângerarea abundentă pe care chiar polițistul care insistă să fie chemată mai repede salvarea, pentru că sângerează rău. Se aude foarte clar acest lucru. Sângerează rău. Mai departe, polițista Țuică a mărturisit în fața procurorilor că l-a lovit, că l-a bătut cu tomfa. Și la finalul declarației recunoaște că l-a lovit, dar nu mai spune unde. În prima parte zice că l-a lovit peste picioare, la final nu mai spune unde l-a lovit. Ori această mărturie pe care voi ați dat-o a vecinului este extrem de importantă și cutremurătoare, sigur, pentru că omul descrie că a fost bătut și după ce era încătușat și plin de sânge. Polițista pe care ai citat-o acum vorbește doar de zgârieturi. Atunci, între zgârieturile pe care le-a găsit ea când a venit și sângerarea abundentă, ce să se fi întâmplat? Regia despre care vorbeam în prima mea intervenție
se vede și din, am numărat de 4 ori, repetă, a căzut singur și s-a lovit cu fața de asfalt. Da, da. Insistă drogații naibii în condițiile în care ei nu cred că i-au făcut în momentul acela vreun test să vadă dacă era drogat sau nu era drogat. Mai e importantă mărturia polițistei pe care tu ai citat-o, pentru că ea nu cuprinde nicio referire la vreo agresiune asupra polițiștilor săvârșită de Eduard Josu. Atenție, nu există niciun fel de mărturie privitoare la atac, mai puțin această înregistrare în care se insistă te-a lovit, te-a lovit și pe tine. În mărturia pe care tu ai citit-o, polițista nu descrie comportamentul lui ca fiind unul violent față de polițiști. Doamne, este foarte important acest lucru. Dar e de subliniat așa, domnule, din tot polițiștii ăia de acolo, pe amărâtul ăsta, Dumnezeu să-l odihnească, îl bat două femei. Dom'le, se mai vede ceva, Mirel Cura, în înregistrare, că el este imobilizat, da, cu bocancul de către unul dintre polițiști, cu al doilea polițist asupra lui de asemenea, și în condițiile astea vecinul descrie în prima fază cum și încătușat polițista țuică îl bătea, lovește. Încătușat fiind, exact, și de văzut când a devenit sângerarea aceasta așa de puternică că i-a speriat pe polițist. De unde mai vreau apare? Să dau un element apropo de înregistrări și de felul în care este instrumentată această anchetă. Din dosar înțeleg că se petrece următorul lucru extrem de ciudat. Camera de supraveghere a supermarketului pe care îl indică ei în această înregistrare se oprește la ora 3 noaptea. Cum este posibil așa ceva? Ce întâmplare întâmplătoare. Da. Fix până la 3 a înregistrat camera de supraveghere? Asta e foarte suspect. Domnul dar martorul care a apărut acum la Antena 3 a fost interogat și de procurori? Din informațiile vecinul mele, ăsta. Nu. El va fi citat de către avocata familiei Josu pentru a contribui cu mărturia sa la această de unde apar? De unde apar femelele astea? Nu e femeie, bărbat, e polițist, nu are nicio legătură cu asta. Păi, domnule, ăla era deja imobilizat, era încă dușat. Era un polițist care, dacă se va dovedi lucrul ăsta, a încălcat grav legea. Nu poți. Deci dacă lovești pe cineva încătușat, dacă lovești pe cineva încătușat, lucrurile sunt grave, domnule Stroie. Repet această chestiune, Mihai, cui spun ei? Deci în momentul în care se dă drumul la această înregistrare, după ce el este încătușat deja, că și sunt numai ei până la apariția iubitei, sunt numai ei polițiști între ei. Cui spun ei? Pentru înregistrare, nu? Cui spun? De atâtea ori a căzut și s-a lovit singur. Exact. Pentru înregistrare, că doar nu-și spun unul altuia s-a lovit singur, s-a lovit singur cu fața de asfalt. A dat cu capul și e plin de sânge. Domnul Stroie, vă rog. În mod normal, acest individ, fie el și drogat sau nu, se află în custodia poliției. Când te afli în custodia poliției, se presupune că există atât documente constatatoare, cât și măsuri pe care poliția le dispune asupra ta. Să te găsești în siguranță, să își îndeplinească toate procedurile de identificare a omului, de, eu știu, evaluarea stării de sănătate și toate lucrurile de genul. Mie îmi sună destul de urât, mai ales că imaginile pe care le dați, văd o atitudine așa de lăsare a celor din jur, a mai degrabă un fel de fugă de răspundere în momentul de față. Nu știu ce să zic. Probabil că vor fi foarte multe declarații, probabil că vor fi martori care vor fi citați acolo, văd că deja apar noi și noi informații. Sunt sigur că un procuror bun poate să lămurească situația de